Oamenii care vor să ajungă sus merg în față. A fost odată ca niciodată povestea omului despre care Guardiola i-a vorbit lui Messi. Un dentist de la Timișoara. Povestea alpinismului pur. Poți să urci prin forțele tale proprii. Astea sunt puriști. Și a ascensiunilor fără oxigen. Să urci pe munții din Himalaya cu oxigen e ca și cum ai face turul Franței cu motocicleta. Povești din Himalaya. Apar în tabere tot felul de bucătării. Au cuptor, saună, bar. Și cântece din Nepal. Sau de adivinul nebănesc. Cred că urmează. Vreau să fie un moment l-am important. L-am auzit destul de des prin Nepal. Este un... Deci se aude adivinul în Nepal. Da, da. Manelele sunt foarte populare în Nepal. E o formă de colonialism cultural. Cineva trebuia să ne introducă și acolo. Să spui că România e o cultură minoră, în niciun caz. Duminică la TVR1, TVR HD și online pe TVR Plus cu Horia Colibășanu. Garantat 100%.